Incendiul din 2 ianuarie de la secția de psihiatrie a Spitalului Municipal de Urgență Roman a provocat unității sanitare pagube destul de importante, conducerea fiind obligată să se mobilizeze ca într-un timp relativ scurt să înlocuiască tâmplăria arsă, să refacă zugrăvelile și să înlocuiască aparatura afectată de incendiu. În urma incendiului de la secția de psihiatrie a Spitalului Municipal de Urgență Roman, care a avut loc în data de 2 ianuarie, au ars bunuri materiale aflate la etajul 1 al clădirii. A fost afectată zugrăveala pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați din 5 saloane, 2 grupuri sanitare, 2 magazii și holul principal cu tavanele aferente. Toate acestea au fost reparate în perioada 4-13 ianuarie, în regie proprie, cu angajații spitalului, pentru a se putea desfășura activitatea medicală la capacitate maximă. Au fost schimbate ușa de termopan de la magazie, fereastra de la magazie, fereastra de la geamul de legătură cu tubulatura, sticla de termopan de la fereastra mare de pe hol, unitatea interioară a aparatului de aer condiționat, 3 senzori de detectare fum și 4 lămpi de lumină. După finalizarea lucrărilor de reparații, întreaga secție a fost din nou nebulizată și pregătită pentru internarea pacienților. După finalizarea lucrărilor, s-au efectuat curățenie generală, nebulizare și dezinfecția întregului spațiu. Costul total al lucrărilor a avut o valoare de 8.862 de lei cu TVA. Tubulatura de evacuare din exteriorul clădirii trebuie curățată și vopsită. De asemenea, mai trebuie refăcută tencuiala decorativă și termoizolația de pe anumite porțiuni din dreptul tubulaturii pe exteriorul peretelui afectat. Se estimează un cost de aproximativ 2000 de lei, dar această lucrare se poate desfășura abia după finalizarea anchetei poliției. S-a redat secția, se internează. Sigur, activitatea pe secție funcționează în capacitate maximă de la finalizarea lucrărilor. Secția de psihiatrie a Spitalului Municipal de Urgență Roman este și singura secție autorizată de ISU pentru securitatea la incendii. În prezent, în secție sunt internați 22 de bolnavi cu afecțiuni psihice. În mod normal, în secție se pot interna 50 de pacienți, dar în noile condiții de distanțare impuse de pandemia de coronavirus, la Roman mai pot fi internați acum doar 37 de pacienți.